50 de mașini pot să oprească mașina rampă? Hai să vedem. Pentru asta am venit la aeroport, am așezat 50 de mașini și am luat mașina rampă. Ok, băieți, să ne urcăm în mașină și hai să vedem. Ne ducem. 3, 2, 1. Stai. O să revenim la acest experiment la sfârșitul videoclipului și între timp vreau să mulțumesc abonaților săptămânii care apar chiar acum pe ecran și dacă vrei să apar și tu în următorul videoclip, abonează-te și lasă un like la acest videoclip. Ce se întâmplă dacă mor toate caracterele din GTA 5 în același timp? Hai să vedem. Am venit cu Franklin fix în această locație. Cum o să mergem să luăm și celelalte caractere? Am venit, l-am luat și pe Trevor. Ne urcăm în mașină și o să mergem fix în aceeași locație. L-am adus și pe Trevor. Între timp a venit și Franklin, acum avem toate caracterele. Trevor este chiar aici. Și acum hai să vedem. O să ne luăm o armă în mână, o să luăm un RPG. 3, 2, 1. Ok, băieți, au murit de 3 caracterele. Vedeți că au murit. What? Apărut Michael? Ce se întâmplă, băieți? Totul se mișcă în slow motion. Apărut Michael. Nici măcar nu pot să schimb caracterul. Acolo sunt celelalte 2 caractere. Bă, cred că am stricat joc. Hai să continuăm. Ce se întâmplă dacă alergi foarte mult în GTA 5? Hai să aflăm. Ca să aflu rezultatul acestui experiment, n-am mai stat pe gânduri și am început direct să alerg. Păi deja Franklin începe să respire mai greu, îl aud cum respiră mai greu, dar nu ne oprim, continuăm. Și am continuat. Am continuat și am alergat și am alergat până când. Băieți, nu știu dacă mi se pare mie sau chiar așa este, dar din câte văd, ușor ușor bara de viața lui Franklin scade. Hai să continuăm să alergăm, să vedem ce o să se întâmple. Am continuat să alerg și la un moment dat s-a întâmplat. Băieți, mai am puțin și ajung în Los Santos și aparent nu s-a întâmplat nimic cu Franklin. Deci, dacă alergi foarte mult, nu se întâmplă nimic. Hai să continuăm. De la ce distanță poți să nimerești un NPC în GTA 5 cu sniperul? Hai să vedem. Ca să testez acest experiment, am poziționat pe aeroportul lui Trevor câteva NPC-uri la distanțe diferite. Bun, băieți, hai să vedem. Îl avem pe primul NPC super aproape. Este imposibil să-l ratăm. Continuăm cu următorul. Este puțin mai în față, dar la fel este foarte greu să nu-l nimerim. Ăsta este puțin mai departe, poate să stăm mai mare, dar l-am nimerit și pe ăsta. Hai să vedem. De aici se îngreunează treaba. Ia să vedem. Îl vedem pe acest NPC. 3, 2, 1... L-am nimerit. Hai să vedem, uitați-vă la ăla cât este de departe. Dar l-am nimerit și pe ăsta. Penultimul băiat, uitați-vă cât de departe este. Noroc cu sniperul că putem să dăm zoom. 3, 2, 1. What? L-am ratat. Mai încercăm o dată. Păi și în bun, de la distanța asta nu pot să-l nimeresc. Bă, sincer, e și departe. Hai să continuăm. În cât timp se golește rezervorul unei mașini? Hai să aflăm. Ca să rezolvăm acest experiment, va trebui să spargem rezervorul. Pentru asta va trebui să tragem undeva în zona aceasta. Sau fi pe partea asta altă. Bă, nu-mi dau seama dacă curge. Hai să mutăm puțin mașina. Bă, n-a curs nimic. Hai să mai încercăm. Pe aici pe undeva trebuie să tragem fix în aceste locuri. Nu văd de la umbra mașinii. Hai să mai mutăm o dată. Păi, cu mașina aia n-am reușit, așa că o să alegem alta din parcare să vedem dacă putem să-i spargem rezervorul. Holy fuck, a mers din prima la asta. Nu vine să cred. Uitați că curge tot combustibilul din ea. Acum hai să ne urcăm repede. Mamă, cum curge combustibilul, bă, avea plinul. Și hai să vedem cât de departe putem să ajungem cu această mașină. Hai să vedem. Să mergem pe autostradă ca să putem să mergem cât mai drept. Să nu fie nevoie să facem viraje. Mamă, dar uitați-vă ce dâră de combustibil facem. Bă, băiatul. Cred că facem cea mai mare dâră de combustibil din GTA 5. Chiar sunt curios să văd dacă a făcut cineva o dâră mai mare. Ia să vedem unde este indicatorul de combustibil. Uitați-l acolo. Chiar sunt curios să văd dacă scade. Acum este peste jumate. Hai să vedem. Bă, chiar sunt curios să văd câți litri de combustibil avea în ea. Pentru că uitați-vă că încă lăsăm dâră. Acul de la combustibil a scăzut, este aproape la jumătate. Ok, deci funcționează. Hai să vedem. O să încerc să merg și cu o viteză cât mai mare ca să se consume cât mai repede cam, dar cam ăsta e maximul mașinii, 100 și ceva de kilometri la oră. Aici accelera mai mult că e pantă, dar de obicei nu merge cu atâta. Oficial, acolo a scăzut sub jumatea rezervorului, băieți. Ok, hai să continuăm. Băieți, acum am observat că roata de pe dreapta față nu prea mai funcționează când virez la dreapta. A scos cumva scântei? Da, uite, scoate scântei mașina. Holy fuck! Băieți, nu prea mai accelerează mașina cum trebuie. Păi, de bun, nu mai merge mașina aia. Acu cât arată? Mamă, s-a aprins becul de combustibil în bor, nu vine să cred. Jocul ăsta este mult mai realistic decât m-am așteptat. Și vedeți că am mers ceva. Am plecat de aici, din această parcare și am mers până aici. Mă jur că n-am folosit niciun mod. Am testat acest experiment. Hai să continuăm. Cine este mai rapid? Un bărbat sau o femeie? Hai să aflăm. Am venit pe aeroport, ne-am pus la această linie de start și puțin mai în față avem linia de finish, chiar aici o puteți vedea. Prima dată o să începem cu bărbatul. Hai să vedem. O să vă pun un timer pe ecran ca să
vedeți exact în cât timp să ajungi pe partea cealaltă. Voi va trebui să fiți foarte atenți pentru că eu nu am timerul chiar acum. Dăm drumul în 3, 2, 1. Hai să vedem, ne ducem. Du-te Franklin. Câștigă pentru băieți, let's go. Hai să vedem și stop, cum avem chiar aici o femeie. Hai să vedem în cât timp o să ajungă și ea pe cealaltă parte. Și ca să vedem câți băieți și câte fete avem pe canal, scrieți în comentarii dacă sunteți băieți sau fete. Începem și cu femeia. 3, 2, 1. Ne-am dus, băieți. Aleargă pe tocuri, s-ar putea să o îngreuneze, dar nu este asta o problemă. Hai să vedem, ne ducem. 3, 2, 1, stop. Cine a câștigat, bărbatul sau femeia? 100 de tancuri pot să oprească trenul din GTA 5. Hai să vedem. Ca să testăm acest experiment, am plasat pe linia de tren 100 de tancuri. Bun, băi, și din câte puteți vedea, am umplut șina de tren cu tancuri. Uitați-vă puțin câte tancuri sunt, dacă nu mă credeți, puteți să le numărați, dar asigur că sunt 100. Să vedem. Bă, aparent, de tancuri nu pot să oprească trenul din GTA 5. Se câte mașini poate să zboare vigilante? Hai să vedem. 20 de mașini. Hai să vedem, băieți. 3, 2, 1 și ne-am dus. Ce ai, mă, lejer? Uitați-vă cum le-am depășit. 50 de mașini. 50 de mașini, băieți. 3, 2, 1 și ne-am dus. Și... da, mă, da, lejer. Continuăm cu 75 de mașini, băieți. Ne ducem. 3, 2, 1 și... Și da, mă, da, reușit să sară și peste 75 de mașini. Și acum, băieți, hai să vedem dacă poate să sară peste 100 de mașini. Ne luăm un avânt mai mare și ne ducem. Hai să vedem. 3, 2, 1 și ne-a dus. Am luat-o puțin într-o parte, dar apare nu poate să sară peste 100 de mașini. Trebuia să trecem de ultima mașină, din păcate n-am trecut, așa că hai să trecem la următorul experiment. Let's go. Care este mai rapid, cățelul sau pisica? Hai să vedem. Începe prima dată cu pisica, băieți, aveți timerul pe ecran și dăm drumul în 3, 2, 1, ne-am dus. Hai să vedem, ne ducem. Hai pisică, du-te. Haide, du-te și stop. Iar acum încercăm cu câinele. Și chiar sunt curios să văd vouă ce vă place, cățelul sau pisica. Așa că dacă vă place cățelul, dați like. Și dacă vă place pisica, lăsați un comentariu. Dăm drumul în 3, 2, 1, ne-am dus. Hai cățel, du-te. Hai să vedem. Haide, du-te și stop. Care este mai rapidă? Mașina lui Michael, Franklin sau Trevor? Hai să vedem. Începem prima dată cu mașina lui Trevor. 3, 2, 1, ne-am dus, băieți. Hai să vedem cât o să scoată. Îl avem și pe domnul Teddy aici în față. Haide, hai mașină, du-te. Voi aveți timerul pe ecran să vedeți exact cât scoate. Și stop. Continuăm cu mașina lui Franklin. Hai să vedem cât o să scoate și aceasta. 3, 2, 1, ne-am dus. Bă, din câte văd, a prins o viteză mai mare decât mașina lui Trevor, deci cred că o să scoată un timp mai bun. Hai să vedem și stop. Și ultima mașină, mașina lui Michael. 3, 2, 1, ne-am dus. Chiar sunt curios să văd dacă o să prind o viteză mai mare decât mașina lui Franklin. Hai să vedem. Ne ducem. Ok. Și stop. Iar câștigătoarea este mașina lui Franklin. Și acum haide să revenim la primul experiment. Am plasat mașinile, am pregătit mașina rampă. 3, 2, 1. Hai să vedem și... what? Păi, ești nebun, m-a aruncat din mașină? Ia să vedem și mașina rampă e aici. Deci aparent 50 de mașini. Opresc mașina rampă. Băieți, să vă las în stânga mea un nou videoclip super tare. Eu am fost Mario și noi ne vom auzi data viitoare la un nou videoclip. Pa, pa! Ballin, ballin. Like it's game time.